Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România te iubesc! În jurul nostru, văzuți și mai ales nevăzuți, aproape 1 milion de oameni suferă. Sunt persoane cu dizabilități pe care statul și societatea le ignoră. Nu au rampe de acces, nu au locuri de muncă, nu au șanse egale. Statul cheltuie miliarde de lei pentru acești oameni. La ei ajung însă puțini bani și foarte mulți trăiesc în sărăcie cruntă și chin. Asta în ciuda faptului că avem instituții, funcționari și strategii care ar trebui să schimbe această situație revoltătoare. Din păcate nu se întâmplă. Vă avertizăm, acest material conține imagini cu impact emoțional. Dizabilitate, stare fizică, psihică sau mentală care limitează o persoană în deplasare, activitate, receptare. În jurul nostru, în această țară, de cele mai multe ori nevăzuți și neștiuți, abandonați de autorități și societate, cu drepturile încălcate, trăiesc aproape 900.000 de oameni cu dizabilitate. Pe aceste scări, Rareș urcă și coboară de mai multe ori pe zi de mai bine de 21 de ani. Încă se descurcă greu și încă se teme să nu cadă. Ce am zis că e asta? Încă că e România. E România, dar hai, unde era România asta? În Ploiești, la doar câteva blocuri distanță de Rareș, Sebi se străduiește să așeze România pe harta lumii. Suferința lui e descrisă într-o listă lungă de diagnostice. E clasa 6 și mama se luptă ca el să trăiască pe cât posibil normal. Într-un alt colț al Ploieștiului, Claudia Fotea își strânge pruncul la piept. De 12 ani e lângă el, clipă de clipă. Nu mai am forța necesară fizică după 12 ani de îngrijit non-stop. Eu nu am forța necesară nici să mă duc până la piață cu el. În orașul Ploiești, 2500 de oameni au o dizabilitate gravă și alți 8000 au un handicap accentuat, așa cum sunt trecuți în analele statului. În toată țara sunt mai bine de 890.000 de persoane cu dizabilitate. Oameni aruncați nedrept de viață pe aceste statistici și, în bună măsură, uitați de autorități și societate. Zice că au drepturi speciale. Ce speciale? Că în momentul când ieșim pe drum, oamenii își fac cruce. Deci tot acolo suntem. Nu am evoluat deloc. Într-o lume sănătoasă, ar trebui ca statul să-i protejeze și să-i ajute pe acești oameni să ducă o viață cât mai aproape de normalitate. Suntem însă la coada Europei pentru modul în care îi tratăm. La capitolul instituții stăm însă excelent. Avem o autoritate națională pentru persoane cu dizabilități, un minister al muncii, un altul al familiei, autorități locale cu liste interminabile de funcționari plătiți să apere drepturile persoanelor cu dizabilități. Banca Mondială a făcut o diagnoză. Rezultatul este de-a dreptul revoltător. Persoanele cu dizabilități nu-și găsesc un loc de muncă. Accesibilitatea lor în lume e aproape de zero. Sărăcia și izolarea sunt cuvinte de ordine. Pentru tratamente, recuperări, terapii, aceste familii plătesc în fiecare lună multe mii de lei, dacă reușesc să facă rost de ei. Mărețul meu salariu. Peste 25 de ani vechime. Cristina Grecu e mama lui Rareș. De 21 de ani este alături tot timpul. Legea prevede că persoanele cu dizabilități grave pot beneficia de un însoțitor care e angajat și plătit de primărie. În cazul de față, mama, salariul e minim pe economie. 2184. Asta e tot? Asta e tot. Cu spor de hrană și cu cei 15% și cu toată vechimea dumneavoastră, 2154. Da. De lei. De lei. Rareș primește puțin sub 600 de lei. E ajutorul pe care statul îl acordă unui adult cu dizabilitate gravă. Și cum vă descurcați? Păi, de aceea lupt. E foarte, foarte greu. Este salariul soțului. Am învățat să mergem pe sârmă. Gândiți-vă că ăsta e salariul meu. Deci eu ar trebui să trăiesc din el. Copilul ar trebui să trăiască cu o alocație dublă și ajutorul ăla de 350 de lei și alocația dublă 500 de lei. Cum putem noi să plătim terapii, kinetoterapie, de 3 ori pe săptămână? Pentru că așa am hotărât eu, dar poate lui îi trebuie zi de zi. Tatălui Sebi pleacă dimineața de vreme și se mai întoarce la miezul nopții. Are 2 locuri de muncă pentru a putea să plătească tratamentele fiului. Mihai Tomescu este la cârma Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, ANPD. Dumneavoastră ați putea să trăiți cu un astfel de salariu? La ce vă referiți? Cu salariu minim. Cred că e o chestiune variabilă, o chestiune care ține foarte mult de contextul social.
de contextul urban unde te afli, nu știu. Eu cu siguranță vă răspund ferm că mi-aș căuta și alte oportunități, ceea ce am făcut pentru mine. Și eu sunt persoană cu handicap grav. Nu se poate trăi 2500 de lei. Probabil că dumneavoastră cunoașteți foarte bine această situație și contextul... Se poate trăi undeva cu 2500 de lei în această țară? Nu știu, vă întreb pe dumneavoastră, puteți să trăiți cu 2500 de lei? Eu nu. Dacă ați trăi în altă parte, în altă localitate, nu știu, într-un sat? Nu. Da? Credeți că puteți? Nu. E o apreciere personală asta, nu? Vă spun clar că nu se poate cu 2500 de lei trăi. Ok, atunci probabil că vă răspund și eu la fel, că cu 2500 de lei trăiești la limita de subsistență. Și faptul că mare parte din persoane cu dizabilități se confruntă și cu sărăcie, cred că este o situație generalizată. Rostul autorității, așa cum reiese din nume, este să apere drepturile persoanelor cu dizabilități. Statul român nu ne ajută cu nimic, statul român, decât ne pune piedici de fiecare dată. Autoritatea este în subordinea Ministerului Muncii. Am solicitat oficial un interviu cu ministrul Marius Budăi. Am vorbit la telefon. Când a aflat despre ce este vorba... Am o urgență familială, pot să vă sun imediat? Bineînțeles. N-a mai dat niciun semn și nici n-a mai răspuns la mesaje. Autoritatea funcționează într-o clădire închiriată, pentru care plătește în fiecare lună mai bine de 15.000 de euro. Asta pentru că sediul autorității stă să cadă și statul, autoritatea, nu sunt în stare să-l repare. Aceeași autoritate cheltuie acum 2.500.000 de lei pentru a trimite în lume 100 de funcționari să vadă cum tratează alții persoanele cu dizabilitate. 45 de milioane de lei toacă autoritatea pentru înființarea Sistemului Național de Management privind dizabilitatea. Încă nu e gata și lista de cheltuieli e mare. Magda Coman a ajuns în scaunul cu rotile în 2005 în urma unui accident. Diagnoza Băncii Mondiale arată că accesul în instituțiile statului și oriunde în această țară este aproape inexistent pentru cei cu dizabilități. 89% dintre instituțiile statului român nu au rampă de acces, 97% nu au o toaletă adaptată, doar 2% dintre școlile noastre oferă condiții pentru copiii cu probleme. Magda, fost model, organizează în fiecare an Atypic Beauty, o gală în care persoane în scaun rulant defilează și trag semnale de alarmă, de cele mai multe ori însă cu rezultate minime, pentru că statul, societatea, nu aud și nu văd. Am însoțit-o câteva ore pentru a afla cum se descurcă. Greul începe de cum iese din casă. Eu n-aș putea să cobor niciodată aici. Am făcut solicitare către administrație, locuiesc aici, cred, din 2009. Și tot zic că trimit mai departe către ăsta investitor, investitorul nu răspunde și situația este aceeași. Adică eu cât de activă sunt, efectiv sunt blocat aici. Cartierul în care își are casa, chiar dacă este nou, nu este adaptat. Magda locuiește în sectorul 6 al capitalei. Accesul în mai toate instituțiile îi este imposibil. Și aici cum faci cu accesul? Îi chemi? Ce faci? Strigi la ei, Nea! Aici scara? Da. Judecătoria sectorului 6, locul care împarte dreptatea, comite o nedreptate pentru acești oameni. Există rampă și afișe care anunță că este funcțională. E și sonerie special destinată și semnalată pentru persoanele cu dizabilități. Soneria trebuia să o pun aici, jos. Da. Fluier! După minute bune de așteptare, am anunțat jandarmii de la intrarea în clădire. Cheamă sună postărică. Inginerul care se ocupă de scară. Deci că cheamă inginerul care se ocupă de scară. De ce trebuie să aibă scara asta un inginer care să se ocupe de ce? Apare inginerul. Mai bine de 20 de minute, inginerul a apăsat pe toate butoanele, a scos, legat și dezlegat fire. În tot acest timp, o altă persoană înaintează pe scări cu greu spre dreptate. Inginerul se lasă pe gubaș. Se anunță președintele judecătoriei, ies jandarmii. Păi așa mă urcă de fiecare dată, că nu funcționează rampa, nu e prima oară când vin aici. Adică cum se riscă în alte dăți și acum nu se riscă că e televiziunea? Sau cum? Domnul președinte, nu poate să vină să stea de vorbă cu noi.
Președintele judecătoriei m-a invitat fără camera de filmat pentru explicații. Merge, dar acum nu merge. Merge, dar astăzi nu merge. Nu aveți voie să intrați în... Nu, afară de instituție, vă rog frumos. Vă rog frumos să părăsiți zona. La ANAF sectorul 6 există o rampă care urcă doar câteva scări. Pentru Magda, accesul în birourile de la etaj e imposibil și astfel de situații sunt peste tot. Trotuarele sunt blocate, au gropi, străzile nu sunt accesibilizate. Auziți, face sens să mă ia și pe mine? Am înțeles, mulțumesc. Mai multe autobuze au trecut pe lângă ea. Șoferii nici măcar n-au băgat-o în seamă. În cele din urmă, o mașină cu rampă de acces a oprit. Mersi. La coborâre, Magda e ajutată de un cetățean. Șoferul se uită. Deci cam așa funcționează. Hai să o ridicăm aici. El trebuie să ajute persoana cu dizabilități să urce și să coboare. Șoferul, nu doar să-i coboare rampa. Și uite, vezi, te ajută cineva care poate să dea cu tine de... Tocmai ăsta e instructajul șoferului, ca el să știe să te manevreze. La noi lipsește în mare parte empatia, adică suntem extrem de egoiști și mizăm pe faptul că sănătatea ne aparține și că nouă nu ni se poate întâmpla. Imediat intrăm în birourile funcționarilor din Ploiești, dar și într-un centru Respiro. Situații revoltătoare în doar câteva minute. Revenim. Șapte lei pe lună, spor, atât primește în plus o persoană care are o vechime de 15 ani în îngrijirea unui om cu dizabilitate. E hotărârea politicienilor care își dau pensii speciale și tot felul de alte sporuri. Pentru acești oameni care suferă, legea este însă nedreaptă. Mamele copiilor cu probleme din Ploiești au ieșit în stradă pentru drepturile lor. Ne întoarcem la Ploiești. Mamele copiilor cu dizabilități s-au adunat în fața primăriei pentru a-și cere drepturile. Pentru orice, noi trebuie să ieșim să ne judecăm cu ei. Acum avem pus avocat. Noi, în loc să cheltuim banii în folosul copilului, trebuie să cheltuim pe avocați. Pentru că ei asta ne recomandă. Dați-ne în judecat. Foarte simplu. În Ploiești, 480 de însoțitori ai persoanelor cu dizabilități sunt angajați ai primăriei, un drept prevăzut de lege, unde se arată că angajații statului pot primi 15% în plus la salariu dacă lucrează în condiții periculoase sau vătămătoare. O cerut și ei. Primăria i-a refuzat, așa că au mers în instanță. Victoria Hagianu este liderul Sindicatului Asistenților Personal din București și Ploiești și se luptă în justiție pentru drepturile lor. A avut o fică pe care a îngrijit-o mai bine de 30 de ani. A murit. Câți ani aveți dumneavoastră? 73. Mulți înainte. Mulțumesc. Și la 73 de ani duceți această bătălie cu statul român? Da. Dumneavoastră nemai fiind în situația lor, nu, din păcate. Nu, pentru că asta a fost viața. Eu mi-am pierdut copilul acum 3 ani și am văzut an de rândul cum sunt tratați, cât sunt de marginalizați cei cu handicap. Până acum a câștigat 9 procese prin care primăria Ploieștiului este obligată să plătească sporul de 15% pentru condiții vătămătoare asistenților. În țară are mai multe victorii în instanță. Pentru 100 și ceva de lei pe lună v-ați luptat un an. S-a judecat un dosar. Am dovedit că legal asistentul personal are dreptul. Dați-le la toți. În momentul respectiv, asta însemnând 2020, ni s-a răspuns așa. De ce să dau la 400 când pot să dau doar la 4? Atât am fost noi în dosarul respectiv. Și vi s-a răspuns de la cine? Cine v-a spus? Directorul din ASSC Ploiești. ASSC înseamnă Autoritatea Serviciilor Sociale Comunitare. Am însoțit-o pe mama lui Rareș la primăria orașului pentru a depune o cerere pentru drepturi. În hol, o altă mamă a fost chemată să semneze o hârtie. Își cară fiul peste tot pentru că nu are cu cine să-l lase. Merge la terapie, face not, face sală de fitness, face 3C, face ateliere. Te rog frumos să stai. Așteptăm puțin.
și spune de ce ai tu dreptul la 15%. Și tratați ca ultimii oameni. Ce faceți? Vă creșteți copiii. Nu e așa. Să vă fie rușine! Cristian Vasil Coiu este secretar de stat în Ministerul Muncii, numit cu susținerea fostului ministru Olguța Vasilescu și răspunde de persoanele cu dizabilități. Angajații ministerului primesc sporul de 15% pentru condiții vătămătoare. E o ciudățenie, ascultă-mă. Alea se dau de exemplu, dau exemple concrete. La unde suntem noi, Ministerul de Interne, au niște antene de comunicații care radiază. La domiciliul unei persoane, nu sunt antene de mare putere care se ține legătura cu NATO să radieze. Bun, și acest spor de condiții vătămătoare nu este și pentru, eu știu, dacă te rănește cel pe care îl ai în grijă, te trântește, te lovește, nu intră tot la condiții vătămătoare? Nu are nicio legătură. Spune-ți vătămătoare, este vorba de acele radiații care aduc atingere, pot aduce atingere sănătății omului. Asistenții ar trebui să primească și spor de vechime și acest drept le este încălcat. Bună ziua! Dar nu cedează. Dan Dinu este directorul ASSC Ploiești. E vizibil deranjat. Mama lui Rareș a adus un document semnat de protestatarii din fața primăriei. La ce se referă Pertiuța? Pertiuța este o notă de fundamentare cu ce am discutat noi. Banca Mondială a lucrat 2 ani la realizarea strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Statul român n-ar fi gândit-o dacă n-ar fi fost cerută de forurile internaționale. În document se atrage atenția că persoanele cu dizabilități se zbat într-o cruntă sărăcie. Cristina Vladu a coordonat lucrările. Avem, de exemplu, un extra cost al dizabilității. Trebuie să ne gândim că o persoană cu dizabilități față de mine sau de tine întâmpină mai multe cheltuieli în viața de zi cu zi care sunt datorate dizabilității. Statul ar trebui să facă această analiză ca să regleze diferența prin beneficii sociale. Secretarul de stat Vasil Coiu consideră că 3.000 de lei brut, adică puțin peste 2.000 de lei mână, e suficient. Nu vreau să spun că sunt om rău. Frate, faptul că ai în familie o persoană cu dizabilități și statul dă un salariu care constituie și vechime în muncă și poste și pensionezi, da? Și că îți dă doar 3.000, adică, boss, înțelegi ce vreau să zic? Sunt oameni care muncesc pentru 3.000. Am întâlnit mame care stau cu copiii lor, care necesită atenție 24/24, minut din minut. Și peste o știre, după ce faci știrea asta, după ce termin tu emisiunea România Te Iubesc, încep știrile pe TV la ora 19, și a treia știre este că statul cheltuiește prea mult cu ajutoare sociale și cu nu știu ce. Vine cu lozinca. În fond, la urma urmii, statul te plătește și tu stai acasă. De ce te revolți? Și de ce vrei mai mult? Dar aș vrea numai 2 funcționari dintr-un DGASPC sau dintr-o primărie de comună, de orășel, de ce vreți dumneavoastră, să vină să stea 24 de ore cu o persoană cu handicap. 24 de ore, nu mai mult. Și vă spun eu că va pleca, nici nu se va uita în urmă. Da, situația este tristă. Ce pot să, atâta poate oferi statul român. O gradație pentru calcularea vechimii arată felul în care angajații statului tratează toată povestea. Asistenții cu vechime de 15 ani primesc 7 lei în plus față de cei care n-au vechime și doar 161 de lei se dă în plus pentru cei cu vechime de peste 20 de ani. Noi suntem sub nivelul mării, noi suntem sub salariul minim pe economie. Nu vă înțeleg, nu sunteți sub salariul minim pe economie. Câți bani cer în plus acești oameni? Ar fi o diferență de aproximativ, deci să luăm cazul dânsei, undeva la vreo 500 și un pic, până în 600 brut. De lei. Brut, da. Brut. Deci, practic, se luptă pentru un 300 de lei net. Problema este să ai și fondurile. Ați cerut primăria acești bani? Da, am avut discuții, vă dați seama. Și? Și. Și, deocamdată, nu am avut posibilitatea. Să vedem. Orice acțiune în instanță înaintată de asistenții persoanelor cu dizabilități e contestată de angajații primăriei. Ați avea acești bani? Da, fără discuție. Și nu se pune problema să nu. Eu de altfel am mai și spus. Andrei Volosevice, primarul Ploieștiului, știe bine situația, dar în fața camerei de filmat se bate cu pumnul în piept.
Și eu cred că este o prostie ca încă 320 de persoane să mai piardă timpul să meargă pe calea instanței. Păi și ce e de făcut? Foarte simplu, rectificare bugetară și chemați cu toți, făcuți listele verificate și dat bănuți. ASSC-ul se duce în instanță și depune contestație la aceste... Eu cred că asta este judecă. Eu cred că asta este o discuție care poate fi rezolvată în Consiliul Local și va fi propunerea mea în Consiliul Local. Dom'le, n-are rost să mergem să mai... cheltuim banii sau să alergăm oamenii. În strategie se vorbește și despre nevoia unor centre respiro, locuri în care părintele sau asistentul, pentru a putea să mai respire, să cazeze persoana cu dizabilități pe o perioadă determinată. Într-un răspuns oficial, ANPD susține că sunt 5 centre în toată țara. Știm câți beneficiari au trecut prin ele până acum? Probabil că, dacă ne gândim, undeva la câteva sute de beneficiari. În realitate, în funcțiune sunt doar două centre, unul la Galați și unul la marginea Bucureștiului în sectorul 5, pe o stradă îngustă. Am sunat la poartă, am fost refuzat și trimis la primăria sectorului, de unde m-am întors cu directorul Direcției pentru Protecție Socială. Centrul, ca și cel din Galați, are doar 4 locuri. În București, doar unul este ocupat de un beneficiar. Toți angajații Respiro sunt 15. 15 angajați pentru un beneficiar. 4 doamne stau la parter în fața calculatoarelor. Sunt personal TESA. Deci 167.000 pe lună, da? Inclusiv salarii și utilități. De la deschiderea din decembrie anul trecut și până acum au trecut doar 7 beneficiari prin centru. Statul a plătit pentru acest loc salarii și utilități o jumătate de milion de lei. Eu astăzi spuneți că au fost doar 7 beneficiari. Nu știu, sunt oarecum dezamăgit de chestiunea aceasta pe de-o parte. Dar pe de altă parte, din analizele pe care le-am făcut cu Banca Mondială, toate diagnozele, inclusiv la strategie, apare o nevoie foarte mare de centre respiro. Aveți lift? Avem cu ce să manevrăm. Pe această scară se presupune că ar trebui să urce oameni care nu pot merge. Soluția pentru ei stă ascunsă după un colț la etaj. Se face o demonstrație. Scara asta e problemă aici. Minute în șir s-au tot căutat soluții. Mi-era pornit. Și pornit, dispozitivul nu se lasă urnit din loc. 3.000 de euro a costat, cu instructajul personalului. După multiple încercări, sub ochii directorului general s-a ajuns la concluzia că instructajul trebuie reluat. Centrul e gol, pentru că posibilii beneficiari habar nu au de existența lui. Angajații statului nu-i fac reclamă. Un astfel de centru își doresc și mamele din Ploiești. Putea fi construit pe fonduri din PNRR, dar nu s-a depus proiect. O să luăm în calcul și crearea unui centru de tip respiro, să vedem ce ar însemna întâi, să vedem, să punem pe hârtie exact cam cât ar însemna și pentru ce capacitate și unde am putea să dezvoltăm un asemenea serviciu. Până acum nu ați luat-o în calcul? Păi nu am luat-o în calcul pentru că nu avem nici măcar, cum să vă spun, locația unde am putea amenaja așa ceva. Pentru că fondurile... Tot orașul ăsta nu se găsește undeva un loc în care... O să râdeți, dar chiar nu sunt identificate asemenea spații. Nu sunt genul de om să mă dau după Cireș. Nu există un astfel de proiect depus. Dar eu nu cred că este foarte complicat să facem un astfel de centru și noi. Luat de val, în fața camerei de filmat, mai marele orașului promite că o să facă un centru respiro din banii primăriei într-un an de zile. Și dacă ne ajută bunul Dumnezeu, de ce nu peste un an vă invit să vedem și despre ce e vorba și cum am reușit să implementăm lucrul ăsta. În Teleorman, într-un întreg județ, anul trecut, o singură persoană cu dizabilități a fost ajutată de stat să-și găsească un loc de muncă. Imediat vedem însă și cum ONG-uri și oameni cu suflet găsesc soluții și ajută. Ne întoarcem. Statul și funcționarii lui ar trebui să-i școlească și să-i ajute pe oamenii cu dizabilități să-și găsească un loc de muncă. Așa prevede strategia. Există lege care obligă mari angajatori să aibă salariați persoane cu dizabilitate. Nici măcar Parlamentul nu respectă această regulă. Din fericire, există oameni care sar în ajutor și mai repară din golurile lăsate de angajații statului. Situația poate sta însă și mai grav. Sunt locuri în țară în care primăriile pur și simplu nu dau bani persoanelor cu dizabilități. În Crețeni Vâlcea, pentru că primarul și consilierii locali n-au votat bugetul, luni la rând asistenții și persoanele cu dizabilități n-au primit bani. Sunt 70 în toată comuna.
banii aveam prevăzuți în buget. Însă a fost un joc politic, adică mi-au cerut anumite lucruri, am fost de acord. De exemplu, au cerut modificarea organigramei primăriei, consilierii. Bun, și din cauza acestor jocuri... Eu nu am putut plăti. Cu dizabilități nu au primit bani. Exact, au suferit pentru că e un buget... Dar nu e extrem de trist? E foarte trist pentru că sunt persoane care... Sunt persoane foarte în vârstă, oameni trecut de 90 de ani. A fost foarte greu, eu am suferit. Sus, în sat sunt cazuri extrem de grave. Gemini, Alin și Leonard au 13 ani. Nu văd, nu vorbesc, o probleme psihice. Mama și tatăl le sunt alături clipă de clipă. Ei amândoi sbiară foarte tare, se lovesc. Trebuie să fim lângă ei, să nu își facă răni. Ambii părinți sunt însoțitori cu salariu minim pe economie. 3 luni n-au primit bani de la primărie. Primarul, consilierii și angajații primăriei și-au luat salarii. După care m-am gândit, da, trebuia să ne luăm salariul luna, cred că era soluția, da. Abia acum situația e pe cale să se rezolve. În sat există un centru pentru persoanele cu probleme care asigură mâncare pentru 30 de oameni în fiecare zi. Consilierii locali au făcut o hârtie prin care cer Consiliului Județean să ia această construcție de la primărie. O zăzanie între politicienii locali care își bat joc de suferința peste 70 de săteni cu dizabilități. Și astfel de situații sunt în toată țara. Kayak Smile, o mână de voluntari conduși de Ionu Stancovici, împreună îi scot din case pe oamenii cu dizabilități și îi pun în caiac sau pe schiuri și le redau libertatea. Iar eu acum iau prima lecție de monitor, da? Da, Doamne ajută! În lipsa statului, din cauza funcționarilor nepăsători, ONG-urile și oamenii cu suflet sunt salvarea persoanelor cu dizabilități grave. Peste 1000 de oameni au schiat în această iarnă. E libertate de mișcare, care ei nu prea pot să întâlnească. Ei întotdeauna descriu senzația de a aluneca pe schiuri și cu schiurile de a zbura. Toți așa fac. Unii în momentele în care începi și aluneci pe zăpadă cu ei, când îi duci tu cu scaunul și întind mâinile, au impresia că își iau zborul. E o senzație extraordinară. Și toți jos ajung cu lacrimi în ochi sau râzând. Angela a trecut prin 28 de operații, acum e monitor de schi. Pare mi-o lipsit sportul. Și am intrat în 2-3 săli de sport și am fost... Mi-au zis, nu-i pentru dumneavoastră. Și am fost necăjită. Și întâmplător m-am întâlnit cu o reclamă de la Ionuț și am văzut niște poze cu scaun cu rotile și scris și pentru noi cu dizabilități. Wow, așa fericită am fost și am zis, asta e pentru mine. Simt că mi-am descoperit noi mușchi. Am febră musculară și mă simt foarte bine. E prima dată? Este prima oară când schiez, da, de 3 zile. În 2019 am avut accidentul. Un accident de motocicletă, mi-a intrat o mașină pe contrasens. Dar am scăpat cu bine și, din fericire, acum sunt pe pârtie, schiez din nou. Uitați-vă la oamenii ăștia care fac aici schi. Aceste scaune de schi costă 1000 de euro. Statul ar trebui să deconteze în străinătate. O persoană cu dizabilități care vrea să facă sport de performanță, îi se decontează scaunul de sport. Iar în România nu o să vezi așa ceva de acum nici în 1000 de ani. Flavian Crăciun a ajuns în scaunul cu rotile la vârsta de 19 ani în urma unei erori medicale. Este campion la tenis de câmp în scaun rulant. Flavian este din comuna Bujoru, Teleorman. Mama îi este însoțitor, nu primește sporuri pentru vechime. Primarul din sat nici măcar nu are habar că ar trebui să le acorde. Nu o să mă interesez, nici n-am știut. Eu sunt la primul mandat, n-am... Adică nu e o scuză asta. Păi sunteți la primul mandat de cât timp? De 2 ani jumate, 3 ani. De 2 ani jumate? Da. Mai aveți un pic și el termină? Da. Și de 2 ani jumate nu știți de această Nu, din păcate nu știu. În sat sunt 13 asistenți plătiți de primărie. Nici una dintre aceste persoane nu a solicitat aceste sporuri? Nu a solicitat. De ce se întâmplă asta, Florian? Pentru că majoritatea nu-și cunosc drepturile și nu știu despre aceste sporuri.
Persoanele cu dizabilitate gravă au dreptul la un asistent care primește salariul minim pe economie. Sunt 84.671 în toată țara și în 2023 vor încasa salarii în valoare de aproape 7 miliarde de lei, iar persoanele cu dizabilități vor primi 5 miliarde și jumătate, câte 500 de lei pe lună de persoană, din care să trăiască, să se îngrijească, să cumpere tratament și multe altele. Am spus tot timpul, persoanele cu dizabilități sunt o masă de manipulare electorală. Le mai dăm un pic, mai stați acasă, dacă ieșiți pe stradă ne puneți probleme, ne trageți de urechi, dar de ce nu avem rampă acolo, dar de ce rampa aia nu e așa? Și mai bine lasă, mai luați 50 de lei și stați voi acasă și nu mai ieșiți în lume să zbierați că n-aveți ce vă trebuie. În strategia O Românie Echitabilă se precizează că suntem pe ultimul loc în Europa la capitolul angajarea persoanelor cu dizabilități. Legea obligă firmele mari să angajeze 2 persoane cu dizabilitate la 50 de salariați. Nici măcar Parlamentul României nu respectă această regulă. 345 de lei ei pe o lună. Grad de handicap 2. Gabriel Șelaru locuiește în același sat cu Flavian. Are 38 de ani și nu poate să vorbească. Și ce faci cu 340? Ce să fac? Mă bună! Știe engleză și italiană, dar nimeni nu-l angajează. E izolat și abandonat în acest sat. Pe o hârtie își așterne strigătul de ajutor. Vrea să muncească pentru a trăi. A luat și bacul. Are un liceu cu profil... prelucrător prin așchiere, nu? Sau ceva de genul ăsta? În acea strategie se arată că Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, instituție care ar trebui să organizeze cursuri, să-și dea silința să le găsească oamenilor de lucru, nu face nimic. AJOFM, Teleorman. Bună ziua. Ia ziceți, pe cine se chemă? Pe domn director. Pe domn director. Chestia asta funcționează? Nu. Nu funcționează? Nu. Nelu Oprea este director. Înțeleg că nu vă funcționează rampa. Dacă vine o persoană cu dizabilitate la dumneavoastră... Funcționează, o face să funcționeze, da. Deci nu funcționează. Ba da, funcționează. Dacă facem o probă acum, o pornim? Trebuie să aduc omul să... Dacă eu vin în scaun cu rulant, intru pe rampa asta la dumneavoastră? Nu merge. Deci nu merge. În Teleorman sunt 14.000 de persoane cu dizabilități. Oprea, în teorie, ar trebui să se ocupe și de școlirea și angajarea celor care pot lucra, cum e cazul lui Gabriel. Directorul face bilanțul. Avem o persoană în 2022 și două în 2021, încă date persoane cu handicap pe care le știu în acest moment. Care au urmat cursuri sau care s-a angajat? Nu, care s-a angajat. Care s-a angajat. Care s-a angajat, da. Uite, așa facem. Și ne îmbrăcăm. În zimnicea Teleorman, Geta Enache își îmbracă fiul. A solicitat primăriei sporul de 15% pentru condiții vătămătoare. A fost refuzată. Ne-au comunicat că nu au încadrat medic medicina muncii pentru a realiza expertizarea locului de muncă. La Direcția de Sănătate? Da. Și răspunsul ăsta este de la cine? De la primărie. Primăria Zimnicea. Nu a spus că nu îl acordăm, a spus că îndată ce noi avem un răspuns pentru sporul acesta, ne trebuie medic de medicina muncii, noi îl acordăm sporul. Și în acest moment nu există pe județ un astfel de medic? Da, noi am demarat în acest sens procedura. Da. Procedura spune că un medic de la Direcția de Sănătate ar trebui să constate condițiile vătămătoare la fața locului, dar în tot județul și județele din jur nu există. Direcția de Sănătate Teleorman, Florentina Ancu, e director. Și-a dat demisia. Nu mai avem medic de medicina muncii. Mi se pare că de oameni ăștia, noi, statul român, chiar ne bate în joc. Nu să ne bate în joc, nu. Păi e o mamă care stă la căpătâiul copilului de 24 de ani și care cere un amărât de sport de 15%, care înseamnă vreo 200 de lei pe lună. Să se adreseze primăriei, deci s-a adresat și primăria a dat un răspuns, că nu se poate. Aia, nu. Dumneavoastră a zis nu, primăria a zis nu. Și s-a încheiat. Și s-a încheiat. Da, nici nu mă așteptam. În Zimnicea funcționează un centru de zi pentru copii cu dizabilități de pe tot sudul județului Teleorman. Când am ajuns, un singur copil era la recuperare. Câți copii aveți aici? 34 de copii avem în prezent. 34 de copii. Da, bravo, bravo, bravo. Și la cât timp? Și la cât timp vin? Adică de 2 ori pe săptămână. Da? De 2 ori pe săptămână cât? Da. Câte ore? Câte ore? Și le e suficient?
Nu le este suficient, au nevoie zilnic de terapie, cel puțin 4 ore pe zi. 4 ore pe zi zilnic? 4-8 ore pe zi în funcție de... Și ei vin 2 ore pe săptămână. Și despre această realitate dureroasă se vorbește în strategia O Românie Echitabilă. Dacă ar exista astfel de locuri și specialiști, mulți copii cu probleme ar fi recuperați. Dar nu există și copiii de acum vor fi adulții de mâine cu dizabilități pentru care statul va plăti și va condamna la subzistență. Complexul pentru recuperare Sfântul Nectarie, la câțiva kilometri de Oradea, este construit de fostul fotbalist Mihai Neșu. Sunt 12 ani de când Mihai a ajuns în scaunul cu rotile în urma unui accident pe terenul de fotbal. Știe prea bine ce înseamnă suferința, așa că a pornit un proiect întins pe 20.000 de metri pătrați. Numai bine intrăm că aici deja merge încălzirea pardosală și e cald. Centrul va avea piscină, spații pentru părinți, locuri de relaxare și multă lumină. Aici o să fie o bucătărie pentru angajați și aici sală de terapie. Sală de terapie. La clinica din Olanda unde stăteam era și o secție de copii și mi-a plăcut foarte mult. Și atunci mi-a venit gândul că mi-ar plăcea să fie ceva pentru copii și la noi în țară și să pot să le fiu de folos. Da? Eu aveam un gând să fac ceva ce am făcut la început, adică ceva pentru 20-30 de copii, nu credeam că o să iau o amploare așa de mare. Bună ziua! Din 2016 a deschis în Oradea o clinică. Peste 250 de copii au trecut până acum pe aici. Uite, Alessia face terapia terasut. Împingi tare și hai, sus fundul, bravo, Ivita, bravo! E terapia care chiar pune copiii pe picioare, adică în câțiva ani chiar avem copii care de la târâre au ajuns să meargă singuri. E foarte, foarte eficientă ca terapie. Foarte bună. Alessia vine din Piteș la tratament, mama a murit la naștere, iar tatăl face tot ce-i stă în putință să-și ajute copila. Asta e al doilea an. Și veniți și stați aici? Trei săptămâni. O dată pe an? De 4 ori pe an. Pentru mine aici ar fi viitorul, să zic. Așa, da. Dar atâta e puterea noastră să vină 4 ori, că da. Dacă aș putea... Am venit de mai multe ori, vă dați seama. Hai, Sebiță, că tu ești obișnuit, că tu ești deja vedetă. Sebiță din Târgu Jiu. Da, și el tot așa a mers aici, aici prima dată, am învățat să meargă. Părinții mergeau acolo, efectiv, din Târgu Jiu, mergeau în Spania, periodic, ca să facă terapia asta. Aflaseră cumva de ea și după aceea, când au văzut că se face terapia în România, țin minte că au fost, cred că, cei mai insistenți părinți, că erau pe lista de așteptare și ne-au terorizat, ne sunau aproape zilnic, vă rog, luați-ne, dacă se face în România, era foarte mare schimbare pentru ei să poată să facă aici. Și până la urmă s-au mutat aici și au zis, noi ne-am mutat aici, în Oradea, pentru voi, zice, trebuie să ne luați, neapărat. Și a venit și a făcut intensiv și terasut. Și da, a învățat să meargă, a făcut primii pași aici, singur. Familia lui Bubu a venit aici din Buzău în 2017. Ne-am pus în mașină și ne-am mutat aici cu totul. Și am fost printre primii beneficiari când era doar o sală de tratament. Și săptămâna trecută a făcut primii pași. Primii lui 3 pași singur. Câți ani are? Are 10 ani. 9 terapeuți, trimiși de Mihai la studii prin străinătate, lucrează câte ziua de lungă. De foarte multe ori când mă întreabă unde lucrez, zic că lucrez la Fundația Mihai Neșu, lucrez cu copii, păi și nu plângi când îi vezi. Păi zic, cum să plâng? Zic, lucrez un an de zile și îl văd că am învățat copilul să stea pe genunchi. Plâng de fericire, nu de tristețe. Eleonora a făcut un master în Anglia în muzicoterapie. Acum o lună s-a mutat aici. Creez anticipare prin muzică. De exemplu, urmează ceva și numai că ei răspund la asta și faptul că ea, care are atenția foarte mică, reușește să cânte la tobă, să interacționeze cu mine, să facă contact vizual, este un lucru foarte mare pentru ea. Și rezultatele se văd, copii cărora nimeni nu le dădea nicio șansă, se pun pe picioare.
în jur de 250 de copii am ajutat. Dar 250 de copii e extrem de puțin. Copiii care vin la noi sunt din toate județele, din toate județele României și o mare parte din ei nu fac terapii. Deci ei vin la noi pe perioade de 3 săptămâni, atâta durează o sesiune TeraSud, și între timp, mulți dintre ei nu au unde merge, adică nu au centre unde să meargă. Tocmai de aceea, de 2 ani, Mihai construiește centrul de la marginea orașului pentru a primi la tratament mai mulți copii și adulți. Cu creionul în gură a desenat acest loc în amănunt, an la rând. Acum prinde formă, la intrare a pus o biserică. Vindecarea începe de la suflet, ideea. Din experiența mea am observat că dacă n-ai grijă de suflet, așa nu poți să-ți ordonezi un pic viața. Și cred că pentru, în special acum cum avem noi familiile astea cu copii cu abilități, cred că au nevoie de sprijin sufletesc ca să poată un pic accepta, practic, crucea care au primit-o. Aici vor fi grădini terapeutice, arenă pentru echitație, multe săli de recuperare, spații de cazare. Complexul e gândit așa de noi să fie ca un ceva de lux. Asta nu ca și un snobist sau ceva, ci în ideea că mamele, în special cu copii cu abilități, ele n-au vacanță niciodată, nu se duc în nicio vacanță asta, cum vezi pe Facebook, nu știu ce resorturi și nu știu ce. Și cât stau aici și terapeuții noștri au grijă de copiii lor, ele să poată să se bucure de perioada asta, să simtă un fel că au și ele un pic de vacanță, nu poți să zici vacanță, că ele n-au niciodată vacanță, da? Da, un pic așa, într-un loc frumos. Pentru cei fără posibilități, tratamentul e gratis. E modelul pe care, într-o lume ideală, ar trebui să-l găsim peste tot în țară, să recuperăm din zecile de mii de copii care se zbat în suferință. 5 milioane de euro s-au investit până acum în acest loc, din donațiile oamenilor. Oricine trimite cuvântul CRED la 8844 se abonează să doneze 2 euro lunar. Asta e pentru noi cel mai de folos și cel mai simplu pentru orice om. În toamnă, Mihai vrea să deschidă centrul pentru pacienți. Astfel de locuri ar putea fi soluție pentru zecile de mii de copii care au nevoie de ajutor în această țară. Politicienii și funcționarii statului ar trebui să coboare din înaltul scaunelor în care s-au instalat și să stea de vorbă cu acești oameni, să le cunoască suferințele, să-i ajute. Noi, societatea, ar trebui să dăm dovadă de omenie, să integrăm și acceptăm. Fiecare dintre noi să umblăm la propriul comportament, iar atunci când în cale ne iese un om cu dizabilitate, să nu-l mai considerăm handicapat. Mulțumim pentru mesaje. Vă mai așteptăm pe știrileprotv.ro la secțiunea România te iubesc. Edițiile noastre sunt și pe Voio. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!